Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deci, vara, dacă, când vine vara, încep și petrecerile mitocanilor, care deranjează cartiere întregi. Toată noaptea. Și poliția, ca de obicei, ridică din numeri și, în cel mai bun caz, dă câte o amendă. Sunt și limitări legale. Asta e viața. N-au ce să le facă, nu poți să-i împuște. Și sunt unii care pun deoparte, deși poate că ar trebui uneori. Mă, n-am niciun fel de, cum să spun, indulgență față de oamenii care se comportă așa în societate. Și ultimii pățiți sunt locuitorii dintr-un cartier din marginea Bucureștiului, undeva spre Tunari. Am văzut un articol publicat pe tema asta. Acolo e și o sală de evenimente. Marți pe miercuri noapte, patronul a organizat un chef monstru în curtea localului, în aer liber, cu dizeze și dizeze care au folosit o stație care a cutremurat geamurile cartierului. Adevărul că cele mai frumoase petreceri sunt în aer liber. Bă, tu lansează tu subiect. Mă, lansează-l. Dacă zici și dacă, că sunt frumoase, ia telefoane. Și dacă în mijloc, lângă piscină, pui și un grătar. Da. Grătarul, sunt de acord cu grătarul. E ok. Cu scandalul nu sunt de acord. Da. Hai, lansează, serios, vorbesc să vezi, cere telefoane. Nu mă bag. Nu te bagi? Așa. Zine ce s-a întâmplat. Dacă vă plac petrecerile în aer. Da, vă plac petrecerile în aer liber? Luca ar vrea să vorbească cu voi. 037-206-9-599. Dacă, și ce faceți când dați voi o petrecere în aer liber? Că Luca, de exemplu, dă el o petrecere și în aer liber. Și se face târziu. Și vine poliția. Ce faceți? Vine poliția, îmi ia toată marfa. Tu ce faci când vine poliția la tine că ai făcut o petrecere? Sping petrecerea și mă ascund. Nu cred că faci asta. Ce ar fi în stare, dacă ar da la el, dacă ar fi ca pe vremuri când se mai făcea câte un bairam, da. Îl văd în stare, știi, să-i liniștească pe băi, vedeți. N-am avut poliția, niciodată, să știi. Să-i liniștească pe toți și când vine aia să răspundă nonșalant la ușă. Că nu am fost bine crescut și nu am deranjat pe nimeni. Nu alea sunt cele mai frumoase? Sunt foarte frumoase. Dar trebuie păstrată o decență. Da, zine ce s-a întâmplat la Tunari. Ce înseamnă decența? Să nu deranjezi. Aha. Și dacă să deranjezi? Te duci undeva pe câmp. Da. Să păstrezi niște ore civilizate, adică să nu faci petrecere până la 4 din. Eu sunt pentru petrecerile de zi, cum acum au apărut și la noi nunțile de zi, da, provenite din Ardeal, și acum și la noi nu prea mai fac oamenii petreceri de-alea până la 7 dimineața, cum era odată. Și atunci e ok, faci până pe la 10 seara și... Vezi, asta e abordarea. Problema că petrecerile este că... în aer liber sunt cele mai frumoase, nu? Da. Că le faci undeva pe malul mării. Uite, vezi că ne-am îmbrăcat. Mare. Dar nici nu ne certați, e ok. Nu poți să faci una între blocuri. Nunți în parcări, frate, astea sunt niște porcării. Și stații de-astea care se folosesc la concerte, să le aduci la o petrecere care se întâmplă printre case, băi, este ceva diabolic. Lucrurile astea sunt inadmisibile. Bun, revenind la petrecerea asta de la Dimieni în Tunari, pe la 10 seara oamenii au început să sune la poliție, disperați. Și pe la 2 dimineața, poliția Ilfov a reușit să trimită un echipaj în sfârșit. Oamenii erau deja în stradă, exasperați. Erau în stradă, manifestau? Oamenii care stăteau acolo, disperați, adică la 2 dimineața se auzea îngrozitor. Adică avem o înregistrare făcută de jurnalistul Dan Tăpălagă, una dintre victime, că stătea și el acolo, și el scrie așa, că la un moment dat, cei doi polițiști care au venit în cele din urmă au discutat cu organizatorii circa 20 de minute, timp în care petrecerea a continuat nestingherită, chiar și pe durata prezenței lor, cu volumul la maximum și cu un lăutar care și-a început concertul chiar sub nasul poliției. Deci asta este culmea tupeului și arată cât se tem oamenii ăștia de astea, lege, da, sau care este respectul sau lipsa de respect față de autoritatea statului român. Deci, ca să nu mai vorbim de comunitate. Vecinii din jur protestează, trimit în cele din urmă vine poliția și ăia, polițiștii, bine, m-a venit poliția. Dă mai tare, mă, puțin. Ce vrei, mă? Dați mai încet. Nu se aude, nu se înțelege. Deci, la un mișto, teribil. Bun. Și Dan Tăpălaga și înregistrat din sfrageria casei lui, aflată la câteva sute de metri distanță, cum se auzea vacar. Ora 12:10 noaptea, petrecerea continuă. Și așa se aude din casă. Asta e o filmare din casă. Da.
asta e, care e vina ta când stai lângă asemenea mitocani? Și poliția nu face nimic, nu plătim taxe la poliție. În cele din urmă, poliția a și dat niște amenzi. Că asta este cumva tot ce se poate. Ce poți face într-o asemenea situație când te confrunți cu așa ceva? Deci ce ați făcut voi când v-a deranjat scandalul vreunui vecin? Că sigur fiecare a trecut prin asta la un moment dat. 0372 069 599. Eu mă recunosc slab aici. Am avut o astfel de, un astfel de chef pe stradă, în cartierul meu liniștit, în urmă cu vreo săptămână. A fost așa o mizerie și o măgărie acolo, deși n-ar fi trebuit să fie, încât m-am gândit la un moment dat să mă duc în București la un hotel. Mă jur. Deci mi-a fost rușine să sun la poliție, că e vecinul meu, mă întâlnesc cu el pe stradă, ne privim. Păi da, dar nu, fost rușine. Nu o face constant. O face, s-a întâmplat. Da, mă, s-a întâmplat, nu te supăra. Sunt 20 de case pe stradă aia. Dacă fiecare face câte o chestie de asta, păi uite, pe lună, rezultă corect. Că o dată la două săptămâni se întâmplă. Și fiecare spune, am avut și eu o dată pe an. Nu există. Bine, hai că mai vorbim imediat. 0372069599. Vorbim despre situații de genul ăsta. Ce faceți și cum reacționați? Cum reacționezi? Situațiile când muzica e prea tare în cartier. Da. Legea spune că se dau amenzi. Și amenzile cresc în caz de repetarea contravenției respective în termen de 24 de ore, pot ajunge până la 6.000 de lei. În cazul acesta, poliția Ilfov a dat amenzi de 6.000 de lei, 6.500, înțeleg. Și poate fi suspendată și autorizația de funcționare în cazul recidivelor, dar acolo e greu să ajungi până acolo. Uh-huh. Hai să vedem ce spune Ciprian. Nața! Bună dimineața! Alo, bună dimineața, băieți! Ce ai pățit? Exact aceeași treabă mi s-a întâmplat și mie. Într-o sâmbătă seara, când ieșeam de la servici, când am intrat în cartier, muzică, în tot cartierul. Da. Era o petrecere la o casă. Uh-huh. Și am așteptat jumătate de oră să vedem, poate se termină. După jumătate de oră am sunat la poliția locală. Poliția locală, după două încercări, n-au găsit casa, cu toate că le-am zis strada pe care se află. Le-am zis, doamnă, doar trebuie să iese din mașină pe strada aia. Și n-au reușit să găsească. Până la urmă am sunat la poliție. Cei de la poliție au găsit locația. Logic. Dar m-au avertizat că nu pot să facă nimic, doar o amendă. Da. Să le dea. Măcar atât. Dar nu înțeleg, da. Și rezerva asta poliției locale, știi? Nu se bagă, nu găsim unde. Păi la mine pe stradă nu poți să vorbești om cu om, nu te înțelegi. Dar nu reușim să găsim casa na. Foarte bun. Deci mie a rămas deci nu la asta. Și aia ce au făcut? Au continuat? Da, bineînțeles. Da. Nu, fără nicio problemă. Amenda, au plătit-o și la revedere. Eu organizez o petrecere. Câți oameni invităm? 100. Vine lăutarul cu tare, aduce boxe de stadion, de concert. Cât mă costă lăutarul? Atât. Bine, mai pune încă 2000 de lei amenda la miliție și cu asta basta. Deci așa se face. Deci da. Este incredibil. Mulțumim, Ciprian. 0372069599. George, neața. Bună dimineața. În aceeași situație am fost și eu. Uh-huh. Vecinii și-au construit o piscină, le-am dat acord în primul an. Dar de ce trebuie să dai acordul pentru piscină? Nu înțeleg. Să-mi stau la casă. Da. Și le-am dat acordul ca să aibă un program, așa au făcut ei un contract. Și le-am dat acordul până în ora 10, pot pune muzică, pot pune și că nu deranjează. Ok. Primul an tot a fost ok. Al doilea an au început cununii, botezuri, aoleo, lăutari. Am sunat la poliție. Deci au făcut un business între... Au făcut un salon de evenimente, practic, între case. Da. După aceea, anul următor am făcut o mică clădire în care sunt evenimentele acolo. La piscină, exact cum spuneam, la un moment dat am avut și grătar. Da. Am sunat la poliție, a venit poliția, au spus că e amendat. Prima sâmbătă, să spun, următoarea sâmbătă, alt eveniment. Am sunat din nou. Au venit, au spus că a dat a treia oară, am sunat, au venit și au vrut să mă amendeze pe mine, muzica fiind oprită, a fost anunțat. Că îi deranjează degeaba. Da, ia mă, tot deranjeze atâta. Ce bune astea. Mută-te de aici. Mulțumim, George. Constantin, bună dimineața. Salut, Constantin. Neața. Vă salut, bună dimineața, domnilor. Eu am o problemă cam în fiecare zi cu un vecin, stau într-o zonă de țară, la țară, la într-o comună. Da. În fiecare dimineață, domnul și doamna, când pleacă la job, la 6:30 de dimineață, într-o dependință de acolo, din curtea lor, dau drumul la o stație, nu știu ce, un radio, dar îl dau tare. Am sesizat poliția de
N ori. Chiar au venit, s-au auzeat în stradă, fiind distanța de la casă în stradă undeva la 25 de metri. Da. S-au auzeat destul de tare. L-a avertizat poliția de vă câteva ori. Odată chiar i-a și dat amendă. Individul a contestat amenda. Motivul pentru contestație a fost că poliția n-a avut aparat de măsurare a nivelului de zgomot. Amenda i-a fost anulată de instanță. Și în fiecare zi, dar în fiecare zi, deci de luni până duminică, da, cântă radio-ul la, la domnul, dar cântă tare. Adică are ceva profi la scula la care pune să cânte. Problema e că și situația poliția... de... Problema e, da, și poliția ridică din număr. Problema e că situații de genul ăsta, până la urmă, adică te confrunți cu inabilitatea statului de a avea o reacție eficientă și, până la urmă, îți iei soarta în propriile mâini și începi tu să-ți faci dreptate într-un fel sau altul. Ceea ce nu e regulă într-un stat civilizat. Cristian, mai avem jumătate de minut, te rog. Salut! Neața! Bună dimineața, cu mine vorbiți, da? Cu tine, da, cu tine, da, da, foarte. Vă salut, vă salut. În jumătate de minut vă spun. Aceleași lucruri întâmplate cu un vecin în rural, poliția a venit și au servit amenda fără niciun fel de problemă. Sunt oameni care stau bine financiar. Da. Pe la 12 de noapte, disperat fiind, am mers și le-am tras cheblul la contor, că este în exterior. Au venit, au ridicat din nou siguranța. Pe la ora 2 am mers cu o unealtă și am rupt acea clapetă care armează siguranța, exact, ca să-i liniștesc. Automat a trebuit să apeleze la un electrician, ceva de genul, și a terminat petrecerea. Da. Cam așa m-am descurcat eu. Da, asta este, știi, ajungi să-ți faci singur dreptate în felul ăsta. Și dacă îl declamau pe dânsul... L-amendau pentru distrugere. Da. Exact. Și te duci în instanță și contești că nu au avut aparat de măsurare a gradului de ruptură a clapetei. Adică, na... Da. Există, adică jocul ăsta se poate juca în doi, dacă vrei. Bine, ascultați Europa FM, dar nu prea tare, adică atenție la decibeli. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.